de cultură generală. La Muzeul Louvre de la Paris e o pictură care se numește Mona Lisa, dar mai are o denumire. Mona Lisa are niște trăsături așa, mai masculine puțin. Hai, nu știe nimica? Ha? Nu? Spun domnișoarele Gioconda. Gioconda, uite, vezi că ai nimerit-o, ai nimerit-o. Da. Ai nimerit-o, da. Așa, la barza oarbă Dumnezeu îi face cuib, nu? Exact. Băi, și a doua, ce înseamnă șiș? Hai voi băieți, șiș, ce înseamnă șiș? Șiș? Șiș, da. Șiș. E mai în jargon așa, șiș. Șiș. Da. Nu știți? Nu? Nu, nu. Hai. Fetele nu prea că... Hai, e un cuțit artizanal. Un cuțit artizanal, șișul. Și ce înseamnă adulter? Ia, fetele. Adulter. Ce înseamnă adulter? Hai, că asta nu se poate să nu știți. Ha, mă, frate, nu știți nimeni? Adulter? E relațiile între persoane. Relațiile intime, nu? Da, ce? Adulter ce înseamnă? Cum? Bravo, uite, domnișoară, a ghicit. Hai să... Cu geografia cum stați? La fel de bine ca și cu adulter. Băi, hai să... Între Spania și Franța sunt două țări, mai e o țară. Andorra. Bravo, hai că ești deștept. Și între Elveția și Austria tot așa mai... Bravo, hai că ești deștept, mersi.